În anii 70 devenise cel mai bogat om din România și unul din cele mai influente personaje de atunci. Avea Bucureștiul la degetul mic, trăia ca un rege, făcea afaceri cu mai marii regimului comunist și părea intangibil. Gheorghe Ștefănescu, zis Bacus, îndoia vinul la scară mare cu apă și pastile aduse din Occident și îl vindea apoi poporului care îl aprecia cum se cuvine. Perioada de glorie a gestionarului cu doar 5 clase absolvite începută în 1970 s-a terminat în 1978 pe 8 august, când a demarat operațiunea de lichidare a rețelei Bacus ce împânzise toată țara. 3 ani mai târziu, pe 4 decembrie 81, Ștefănescu a fost executat la Jilava. Prejudiciul cauzat, 100 de milioane de lei, o sumă uriașă la nivelul acelor ani. I se zicea neagică. Apoi, din anii 80, a devenit pentru națiune Bacus, căpătând chipul celebrului actor Ștefan Mihăilescu Brăila, care a făcut un rol memorabil, interpretându-i o parte din viața sa în filmul celebrul Secretul lui Bacus. De fapt, o parte din legendă. Adevărul stă închis între coperțile dosarului penal și în amintirile celor care l-au cunoscut sau care l-au anchetat. Ștefănescu a fost executat prin împușcare în 81. În anii 70 însă, locuia pe calea Griviței vis-a-vis de Gara de Nord. Bunicii și sora tatălui său cu familia ei aveau apartamente într-un bloc de la piciorul podului Grand, azi podul Crângaș. Peste drum de ei, pe calea Griviței numărul 325, funcționa un mic depozit de vin cu cramă la subsol, unde un bărbat de circa 45 de ani vindea licorile lui Bacus la sticle sau damigene pentru acasă. Povestește un om că tata îl trimitea de sărbători pe mine sau pe fratele lui să cumpărăm vin de acolo. E cel mai bun din București. Îl aduce de la Focșani, ne spunea. Unchiul meu era locotenent colonel criminalist la miliția capitalei în acea perioadă. Lucrase și la cazul Râmaru și la multe altele, devenite celebre deja. Era omul care aduna probe din câmpul infracțional și care compara cu ochii amprentele ridicate de la locul faptei cu cele ale posibililor infractori. Azi, computerele fac toată treaba. Ne povestea cum vin colegi de-ai lui din toate cartierele Bucureștiului ca să cumpere de la neagică. I se dusese buhul deja, iar în perioadele sărbătorilor, de Paște sau de Crăciun, erau adevărate cozi în fața micuțului magazin cu podele de lemn. În vitrina căruia trona un butoiaș din lemn cu cep și frunză de viță de vie din plastic. Subiectul arestării lui Ștefănescu a fost dezbătut pe larg în familie, dar eram clienți ai fabricantului de vinuri din pastile, așa cum voia tot orașul după încătușarea sa. Perchiziția, arestarea și descoperirea averii, descinderea milițienilor la prăvălia din calea Griviței, a avut loc în 8 august 78. Ștefănescu și oamenii lui au fost luați ca din oală. S-a cercetat peste tot, s-au ridicat probe, amprente, registre și carnețele, facturi și fișe de transport, bani, obligațiuni, cec. Apoi a urmat perchiziția de la domiciliul lui Gheorghe Ștefănescu. Într-un apartament modest de bloc, unde locuia cu soția și unul dintre băieții săi, ucenic la depozitul tatălui. Celălalt era însurat, plecat la casa lui și lucrător în branșă, având tot un depozit de vinuri în zona pieței Matache. Vecinii familiei Ștefănescu îi știau de oameni cum se cade și modești, singurul lux fiind mașinile Lada, ale tatălui și fiului cel mic. Perchiziția avea însă să scoată la iveală multe teancuri de bani, lei și dolari, ascunse sub gresia pusă pe balcon. Spune cineva că îmi aduc aminte că o noapte întreagă am bătut la mașină seriile bancomatelor de dolari, lei și de obligațiuni cec. Ne aduceam soțiile de acasă ca dactilografe să ne ajute. Erau seriile de pe sutele de dolari, kilometrice, a povestit generalul Voicu. Informația importantă de la care s-a pornit era aurul. Orbijuteriile din aur nu fusese regăsite la perchiziții. De anchetatori s-a întors la depozitul de vinuri și s-a căutat din nou acolo. S-au mai găsit niște bani, dar nicio bijuterie. Ștefănescu era mut. Când vorbea, spunea că nu are alt aur decât cel pe care l-a cumpărat când l-au trimis în flagrant. Dintre angajați, nimeni nu știa nimic. Ofițerul Constantin Salitră nu a abandonat căutările. Știa clar de la bijnițari că Ștefănescu, zis Bacus, cumpărase multe bijuterii, iar acelea nu erau pentru mituirea mai marilor din PCR,
ale căror nume erau trecute de vânzătorul de vinuri, într-un caiet secret. Unchiul meu, locotenent Vasile Matache, ne povestește cum Salitră i-a adunat pe criminaliști și pe judiciariști și le-a spus că vor face o nouă descindere la depozitul lui Ștefănescu, că numai acolo poate fi ascuns aurul. Lui i-a zis că vrea să cerceteze bine lucrurile din prăvălie, căci acolo unde el va găsi cele mai multe amprente înseamnă că Ștefănescu umblă des și e posibil ca aceea să fie ascunzătoare. Nu a lucrat prea mult la noua prelevare de amprente, căci maiorului i-a venit dintr-o dată ideea. L-a auzit strigând la niște colegi cam așa. Când am intrat, am văzut în vitrină butoiașul ăla de lemn. Mă obsedează. Ia aduceți-l încoace să-l verificăm. Din interior nu se vedea butoiașul, vitrina fiind închisă până la jumătate cu un gen de placaj. Când l-a scos, un ofițer de acolo și l-a scuturat, zgomotul dinăuntru le-a accelerat pulsul. Dacă erau acolo bijuteriile, bineînțeles că erau. Ochii maiorului scăpărau ca aurul. Consemnări din rechizitoriu și din sentința judecătorilor și a procurorilor au stabilit că faptele comise de Gheorghe Ștefănescu, zis Bacus, s-au petrecut în perioada martie 1971-august 78, atunci când inculpatul era șef al depozitului de vinuri și rachiuri din calea Griviței. La început au fost puse sub acuzare 21 de persoane, între care cap de listă era prim secretarul PCR al organizației Sectorul 1, Tudor Bălătică. Mai târziu, pe măsură ce ancheta avansa, numărul lor a ajuns la 284. Au fost aduși și procurori din alte județe la București. S-au făcut expertize și contraexpertize. Era primul mega proces al anilor 70-80, în care apăreau lângă hoții care au subminat economia de stat, mărim din rândul partidului, șef de crame și de podgori, transportatori, judecători și notari. În rechizitoriul procurorilor se menționa cum contrafăcea acest Gheorghe Ștefănescu vinul, așa cum am descris mai sus. În același mod proceda și cu nemaipomenita țuică. Amesteca rachiul de drojdie de 30 de grade cu țuica de prună de 24 de grade, la care adăuga diferite cantități de apă, vânzând amestecul sub denumirea de țuică de prună. Pentru a aduce tăria alcoolică la nivelul de 24 de grade, cât prevedea țuica, Ștefănescu adăuga o cantitate de apă în funcție de cantitatea de rachiu de drojdie introdusă. Pe parcursul anilor, gestionarul de pe calea Griviței a dezvoltat o rețea puternică, iar în anii 77-78 aducea vin și rachiu în capitală cu vagoanele sau cu camioane cisternă. Anchetatorii au consemnat că Ștefănescu le cerea directorilor de la podgorii sau crame din țară, în special din zonele Vrancea și Buzău, ca în momentul în care întocmeau avizul de expediție să scrie pe hârtie întotdeauna, ca ultimă cifră 1. După ce băutura era descărcată în București, cifra 1 de la final era falsificată. În fața celor 3 cifre rămase se adăuga o cifră mai mică decât cea oficială, iar de asemenea, pentru justificarea faptului că o singură foaie de parcurs era folosită pentru 2 transporturi de vin, șoferii erau mituiți pentru a trece pe hârtii evenimente inventate. Întreruperea cursei sau remedierea unor probleme tehnice. În acest timp mort, șoferii efectuau de fapt cu același aviz un al doilea transport fără forme legale. Potrivit dosarului în care a fost anchetat Ștefănescu, șoferii care făceau astfel de transporturi primeau între 1000 și 2000 de lei la cursă. Ancheta a fost lungă, deoarece au fost inculpate 284 de persoane. Politrucul Tudor Bălătică a fost judecat separat. A fost condamnat la 3 ani, plus decădere din toate drepturile și funcțiile, dar și confiscarea unor bunuri. Despre procesul lui nu se mai știe mare lucru. Așa s-a hotărât. Uși închise și discreție. S-a auzit doar că angajații depozitului de vinuri au mărturisit că prim-secretarul îl vizita des pe Neagicu, singur sau cu soția. La audiere, nevasta lui Ștefănescu a susținut că vizitele se datorau faptului că ea era prietenă bună cu doamna Bălătică. A urmat procesul cel mare al lui Gheorghe Ștefănescu, zis Bacus. Prima sentință a fost de 20 de ani de închisoare pentru delapidare.
Procuratura a făcut recurs, invocând și faptul că pe rolurile instanțelor din țară se află procese ale complicilor lui Ștefănescu. Pe 26 aprilie 1980, judecătorii instanței Tribunalului București au dat verdictul care a șocat populația. Vânzătorul de vinuri, Ștefănescu, Neagică, pentru cei care îl știau, a fost condamnat la moarte prin împușcare. Președinta completului, care a dat sentința, a fost judecător Cornelia Popescu, iar acuzația a fost transformată din delapidare în subminarea economiei de stat. Deși Ștefănescu furase de la clienții, pe ei îi înșelase cu vin botezat, nu statul comunist. Timp de un an, soția lui Ștefănescu s-a chinuit să-i strămute pedeapsa. În închisoare, pe viață măcar. Din păcate nu a reușit. Și băieții lor au fost arestați, fiind considerați complici în afacerea cu vinul. A fost arestat la 8 august 78 și a fost executat la 4 decembrie 1981 la închisoarea Jilava. Se povestește că a existat un sâmbure de adevăr în zvonul respectiv din 1978, dar că nu a fost vorba de niciun securist cu nuntă, ci de o plângere la IGM, prin care se reclama proasta calitate a vinului. Aproape concomitent, ofițerii din direcția economică au început să lucreze pe acest Ștefănescu în baza unor informații despre averea sa. Asta deranja. Maiorul de miliție, Constantin Salitră, primise de la un informator pontul că gestionarul depozitului de vinuri de la piciorul podului Grand cumpără des bijuterii din aur. Generalul Nuță a decis să formeze un colectiv, iar coordonarea să aparțină direcției economice. Iată ce povestea un ziarist în urmă cu câțiva ani. Generalul în rezervă, Costică Voicu, unul dintre tinerii ofițeri ai direcției economice, care au lucrat la caz. Totul a plecat de la o tranzacție cu aur. Noi aveam deja schema, era totul desenat. Aurul a fost elementul declanșator să ajungem la el. Șocul a fost totuși milionul de lei găsit la el. Atunci a fost în fața faptului împlinit. Nu a avut ce să mai facă. Celor care îl susțineau nici nu le venea să creadă ce s-a întâmplat și ce s-a găsit la Ștefănescu. Un milion de lei în 1978 era enorm, plus case și bijuterii. Una din informațiile care duceau spre Ștefănescu era legată de faptul că el era preocupat de achiziția permanentă de aur. Cumpăra bijuterii sub orice formă. Una dintre informațiile primite la vremea respectivă referea la faptul că Ștefănescu trebuia să cumpere de la un bișnițar o mare cantitate de aur. S-a realizat flagrantul undeva în apropierea depozitului lui de vinuri. Era vorba de câteva lănțișoare. În urma percheziției, atât acasă cât și la locul de muncă, a venit bomba. A fost meritul colegului Constantin Salitră. El a venit cu ideea și cu informația. Domnul Ștefănescu va cumpăra aur. Ce facem? Îi facem flagrantul sau nu? Și l-au făcut. Era o ocazie bună să pună mâna pe el atunci. Asta a relatat Costică Voicu. Ștefănescu era tipul mafiotului tradițional, cu o anumită cultură a banului. O avariție din asta totală. Îl avea pe primul secretar la mână. Nu mai vorbesc de director și directora. Acesta a fost Gheorghe Ștefănescu, zis Bacus. Un om controversat din anii 70-80 ai Bucureștiului. Evident că a deranjat partidul și oamenii de pe lângă el.